Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Liviu Dumitrașcu cu gazda dumneavoastră. În seara aceasta nu avem perspective, ci avem doar perspectivele de a răspunde la cele 30 de întrebări care vor fi enunțate și la care estimații noștri oaspeți, 5 concurenți la număr, vor avea amabilitatea să răspundă, pentru că s-au înscris ori pe adresa cercetascripturile@speranțatv.ro, ori la numărul de telefon 0741 137 090. Vreau să spun că apreciez pe toți cei care sunt curajoși și apelează la aceste două modalități de a ne contacta pentru a se programa la emisiunea Cerceta Scripturile. De asemenea, așa cum vă spuneam și data trecută, oricine dintre dumneavoastră care are 14 ani poate să se înscrie la acest concurs. De asemenea, așa cum spuneam și data trecută, oricine dintre dumneavoastră care dorește să adreseze o întrebare în cadrul concursului nostru, poate să ne scrie la adresa cercetascripturile@speranțatv.ro și vom avea o secțiune de 5 întrebări în fiecare etapă de concurs, când voi spune domnul Ionescu din Odorheiu Secuiesc adresează următoarea întrebare, cu 3 variante și, bineînțeles, una trebuie să fie exactă. Avem, după cum spuneam, 5 concurenți și vom începe cu Emanuel. Bine ai venit, Emanuel! Ești timid? Puțin? Puțin la început, dar... Dar îți trece, da? Da. Cum îți spune tata? Vlad sau Emanuel? Vlad. Vlad. Dar Emanuel este al doilea nume? Emanuel este al doilea nume, dar toți cei care mă cunosc îmi spun, Vlad. Ție care îți place cel mai mult? N-are importanță. N-are importanță? Emanuel are... Însemnătate, oarecare însemnătate biblică, pentru că înseamnă Dumnezeu e cu noi. Păi dacă Dumnezeu e cu noi, atunci o să fie și astăzi, Emanuel. Nu? Da. Sigur, sigur. Îți place Sfânta Scriptură? Da. Care e cartea ta preferată? Eu, așa, ca și cărți preferate, îmi plac toate cele 4 evanghelii, dintre care Luca. Luca? Luca. Îți place mai mult? Da. Și ai și un text preferat? Text exact nu pot să... Te gândești până când vom mai enunța câteva întrebări din acest concurs. Emanuel, succes în această etapă a concursului nostru. Mulțumesc. Al doilea concurent este Cristi și... Petre. Petre. Ce nume? Și piatră și... Crist. Cristi vine de la Crește. Domnul Iisus Hristos, nu? Da. De unde ești? Din Cerașul Prahova. Cerașul Prahovean. E bine. Și de când creștin? De multă vreme? Din 87. Din 87. Dar ce s-a întâmplat atunci? Atunci m-am hotărât să mă botez. Am venit dintr-o familie ortodoxă, dar atunci părinții mei deja erau și atunci m-am hotărât și eu. Ai așa o afinitate specială față de o carte a Sfintelor Scripturi? Da. Eclesiastru. Eclesiastru. Asta presupune că îți place să fii înțelept. Nu neapărat, dar să gândești profund. Succes, Cristi! Gândește profund în cele 15 secunde aferente fiecare întrebări și dă răspunsul exact. Mulțumesc. Marin? Marin și Catalineanu. Catalineanu? Exact. Catalineanu din Băneasa de Giurgiu. Băneasa de Giurgiu. De ce faci tu specificarea asta, Băneasa de Giurgiu? Pentru că aici suntem la Băneasa de București. Aici suntem la Băneasa de București. Și se fac deosebire. E sat mare Băneasa de Giurgiu? Este o comună în jur de 4.000 de locuitori. Aferent are vreo 4 sate. Dintotdeauna ești de acolo? Dintotdeauna, da. Dintr-un sat era și acum din Băneasa. Meletie, dacă cumva. De unde era și Chira, care a fost acela. Chira, Chiralina, da. A participat și ea la concursul Cerceta Scripturile. Dar cum se face că ai venit la concurs? Așa ai vrut tu? Te-au împins cei de la spate? Sau au zis, du-te tu să ne reprezinți acolo că ești mai cunoscător? Nu. Avem un presbiter care nu ne cere lucrul acesta. Ne cere, așa cum ne cere și dumneavoastră, să studiem Scripturile. Și deci inițiativa a fost a mea. Nici de cum. Și urmăresc foarte mult postul de televiziune asta și am văzut anunțul câte pe care... Câte puncte făceai sâmbăta seara? Câte răspunsuri exacte? Drept să vă spun, n-am, niciodată nu m-am dus ca să urmăresc așa, dar mi-a plăcut foarte mult felul în care
este abordată în primul rând problema și la urmă frații și surorile care vin să participe aici le apreciez curajul lor. Este vorba de un curaj aici, să știți, să învingi niște... E adevărat, pentru că te vede nu numai toată țara, ci până la Milano, Amuza, nu-i așa? O să vorbim noi mai târziu. Da. Te vede toată Europa și... Na, și mai totodată, ai și cunoștințe, prieteni... Totodată aș vrea să fie și o provocare. Eu sunt în etate, sunt în vârstă, am 64 de ani și avem foarte mulți frași și surori care sunt... Și eu sunt aproape, adică crezi că și eu sunt în etate? Ca tine așa? 47 sunt eu născut, dumneavoastră sunteți mai mic, cred eu. Mai mic, am un 82. Nu la mulțime. Bine, Marin, hai că ne-am dat cu vorba și trece timpul. Îți doresc succes. Vă mulțumesc. Să răspunzi la toate cele 30 de întrebări și Dan cred că îți urează la fel pentru că văd da, că sigur, sigur că da. Tu de unde ești, Dane? Sunt în Telorman, Frăsine Telorman. De vreo 10 ani sunt acolo, de loc sunt în Râmnicu Sărat, Buzău. Te-ai măritat. Și cum ai plecat tu de la Râmnicu Sărat, că și eu tot de acolo sunt? Nu știu, probabil că, dar sigur nu e probabil, Dumnezeu a vrut așa, pentru că dacă nu plecam de acolo, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Da? Da. Adică să înțeleg că n-ai fost dintotdeauna... Nu, de 2 ani. De 2 ani. Și soția? Și ea, odată cu mine. Odată cu tine. De fapt, ea a cunoscut mai de mult. Uh-huh. Ei, știu, o să revenim asupra poveștii tale după ce parcurgem o parte din emisiunea aceasta. Ai o carte preferată? Nu știu, toată Biblia mi se pare inspirată de Duhul Sfânt. Că asta în schimb, un răspuns cu texte din 2 Timotei 3 cu 16 și 17. Spunem așa, ce ai cu inimii arată. În schimb, am un personaj. Așa. Moise. Moise. Știi că viața lui se împarte în 3. 40? 40? 40, da. 40. M-a impresionat mult la Moise faptul că a lăsat tronul Egiptului și a plecat cu poporul lui Israel. A lăsat că a făcut o mică crimă. Da, dar totuși a lăsat... e de apreciat ce a făcut el. Dane, succes! Vă mulțumesc! Amuza, ziceam ceva, că speranța se vede în toată Europa. Voi la Milano recepționați? Da. Da? Da. Pe ce? Cu Digi? Cu... cu Digi. Cu Digi. Atunci știu, dar celălalt nu știu. Digi. Da. Și cum te-ai hotărât tu să vii încoace? Așa s-a nimerit, ai venit acasă și te-ai și înscris sau ai venit special să participi? S-a nimerit, să zic. S-a nimerit. Apreciez sinceritatea ta, pentru că alții ar fi sub domnule, am venit special la Speranța, trebuie să vin acolo să arăt că știu Biblie. De când citești Biblia? Nu poți zice ca Timotei din pruncie, ci undeva, la vârsta adolescenței. Din familie creștină? Nu. Creștină, da, dar nu adventist. Da? Dar de care? Ortodoxă. 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 Europa e ortodoxă, nu? Da, cu alveole de protestantism prin nord, cu alveole de catolicism prin sud, pe unde este viața catolicii, în Italia, nu? În Spania. Și o carte preferată? Niciuna. 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 Nu niciuna. Nu niciuna. Nici Sfânta Scriptură. Preferată? Da. Nu e preferată. Pentru omul firesc, lucrurile spirituale nu poate să fie o preferință. Sunt o nebunie, nu? Nu, n-am spus asta. Orice. Amuza, ești hâtru. Știi ce înseamnă hâtru? Cine știe ce înseamnă hâtru? Glumeț. Glumeț. Ești, ai un pic de zglobioșenie, așa. A. Asupra, adică ai mimica asta de așa, dar în spate se ascunde o inteligență aparte. Amuza... Poate ipocrit. Succes. Poate ipocrit, da. Vedem noi la sfârșitul concursului cum se alege apa. Stimați telespectatori, i-am interogat pe toți. Urmează o scurtă pauză, după care vom citi cele 10 întrebări din această parte a emisiunii noastre. Nu părăsi Speranța TV, revenim imediat. Am revenit și suntem în măsură să dăm citirii prima întrebare. Primele 5 întrebări sunt grupate sub titlul Cartea Profetului Ezechiel.
Mă gândesc eu că nu e foarte îndrăgită de niciunul dintre voi, e oarecum ocolită pentru că începe cu roți în roți și ochi pe dinăuntru și pe din afară, dar conține niște învățături foarte importante pentru noi creștini. Prima întrebare sună astfel. Din ce seminție făcea parte profetul Ezechiel? A. Iuda. B. Levi. C. Efraim. Emanuel, ce răspuns ai dat? Varianta A? Iuda, da? Da. Cristi? A. Iuda. Marin? A. Iuda. Dan? Efraim. Amuza? Beu. Beu. Levi. Păi avem trei variante de A, Emanuel, Cristi și Marin. Varianta C? Efraim. Și Amuza, varianta B. Cine e sigur pe răspunsul lui? Ia zi, Cristi. Sigur e din Iuda? Cred că da. Crezi că da. Marine? Da. Da. Emanuel e din Iuda? Ezechiel? Așa mi-amintesc. Așa ți-amintești. Amuza? Eu zic că era din Levi pentru că era preot. Era din... Nu știam, preot. Nu e sigur, Dane? Nu sunt sigur. Cred că din Levi era... Tu îți dai seama că tot orașul Râmnicu Sărat să uită acum? Știu. Cred că Levi era... pentru preoție. Deci, nu știu, posibil să fie Levi. Eu nu știu cât se studiază în Italia Sfânta Scriptură, dar Amuza are dreptate. Era din seminția lui Levi. Așa că varianta B este cea corectă. Mergem mai departe, la întrebarea a doua. În capitolul 9 din Ezechiel este descrisă o scenă în care sunt 6 bărbați cu uneltele de nimicire în mână care vor pedepsi pe toți aceia care nu au un semn pus de către un al 7-lea care avea o călimară la brâu. Unde erau însemnați credincioșii din Ierusalim? A. Pe frunte, B. Pe mână, C. Pe frunte și pe mâna dreaptă. Emanuel, ce variantă ai ales? Varianta C, pe frunte și pe mâna dreaptă. Cristi? La fel. La fel. Acum. Marine? Doar pe frunte. Dan zice că și pe frunte și pe mâna dreaptă și Amuza, la fel. Marine, ești în minoritate rău de tot. Cine crezi că are dreptate? Ei sau tu? Ei. Ei. Dacă sunt mai mulți? Sigur, normal. Așa că Marine e singurul care a răspuns corect. Niciodată să nu știi, să nu crezi că gloata are totdeauna dreptate. Cei mai mulți. Mulțumesc. Păi nu mulțumim mie, ci ție, că ai luat varianta corectă. Singurul răspuns corect este dat de Marin. Doar pe frunte. Treceți cu uneltele de nimicire și nimiciți pe cei care nu au pe frunte semnul respectiv. Cred că ceilalți l-ați confundat cu Apocalipsa 13. Mă gândesc eu și cu 666. A treia întrebare. Debutul este cam, demarajul este periculos. Care două cetăți antice erau considerate sora cea mare și sora cea mică a cetății Ierusalimului în idolatria ei? A. Samaria și Sodoma. B. Samaria și Babilonul. C. Sodoma și Gomora.
Emanuel a ales varianta A, Samaria și Sodoma. Așa ai ales? Da. Da. Cristi, văd că a ales la fel. Marine, Sodoma și Gomora. Adma și Țeboimul. Dan? Da. Samaria și Sodoma. Samaria și Sodoma. Dar iar ești palid. Nu prea ești sigur pe tine. Amuza? Samaria și Babilonul. Samaria și Babilonul. Iar avem toate variantele de răspuns. Cinci, Marine, cei care sunt mulți au dreptate iar? Ca data trecută când n-au avut? Nu mai poți. Nu mai poți să zici. Cristi, tu ești sigur că e așa? Nu neapărat. Ce procent ai de siguranță? 50%. 50-50. Dane, la tine cât e? Nu știu, cred că 40-60. 40 este, 60 nu este. Da. Dar care ar avea dreptate, Marin sau Amuza? Nu știu, cred că... Ce răspuns ai fi dat dacă n-ai fi ales Samaria și Sodoma? Samaria și Babilonul, bănuiesc. Samaria și Babilonul. Ai fi fost cu Amuza pe strada lui, nu? Da. Mai bine că ai ales Samaria și Sodoma. Pentru că acesta este răspunsul corect. Emanuel, Cristi și Dan ați răspuns corect. Marin și Amuza, vă felicită dacă vor. Dacă nu e obligatoriu. Nu felicit. Nu felicitați, nu? Păi nu mie mi-a răspuns. Sigur. Adică să-l felicit eu, da? Mulțumesc, domnul Amuza. Nu zâmbiți deloc, da? Până la urmă, acesta nu este o emisiune de... divertisment. Sigur. A patra întrebare. Care zicătoare este întâlnită în capitolul 18 din Ezechiel, care circula în timpul profetului și care îl înfățișa pe Dumnezeu ca fiind nedrept? A. Așchia nu sare departe de trunchi. B. Cum e turcul și chistolul? Și C. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Emanuel, ce răspuns ai ales? Varianta C. Cu aguridă, da? Da. Ai mâncat vreodată aguridă? Știi ce e aguridă? Când era mic. Strugure, gram de copt. Știu. A, dar dacă mă uit bine, v-ați revenit cu toții. Pentru că varianta C este cea corectă. Dane, cam cum am traduce zicala asta? Dacă părinții au făcut ceva rău, copiii să, nu știu, să tragă sponoasele. Cam așa. Exact, așa. Exact. Da. Deci dacă părinții au păcătuit... Domnul, într-una dintre porunci și îmi spuneți voi care, că pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea nean? A doua poruncă. A doua poruncă? Da. Mm-hmm. A doua. Păi și nu scrie că pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, deci zicala e corectă. Dar se referă la totul altceva, și anume că păcatul se poate transmite la a doua, a treia generație în copii. Deși eu dacă am fumat, am băut, copiii mei o să suporte dacă nu iau și ei aminte la ceea ce a spus în Ezechiel 18, că o să nu facă ceea ce am făcut eu. Frumoasă explicație, dar Amuza are dreptate, Marie? 100%. 100%, numai că porunca spune acolo are o virgulă așa al celor ce mă urăsc. Da. Adică dacă copilul merge tot pe calea părintelui, normal că suportă aceleași consecințe. Haideți să terminăm cu cartea profetului Ezechiel, că văd că v-a dat transpirații. Te fac să-mi simți gelozia și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia... Ce spune Domnul că îi se vor tăia cetății Ierusalimului? A. Nasul. B. Urechile. C. Nasul și urechile. Ce spune Domnul din cauza geloziei că va tăia Ierusalimului? Emanuel.
Urechile? Urechile, da? Așa cred. Așa crezi. Cristi zice că și nasul și urechile. Marin, urechile. Dane, tot și urechile. Nasul. Și Amuza, nasul și urechile. E, iar avem disproporționalitate. E plural. Ei se vor tăia. Așa scrie? Îți da. Vor tăia. Îți vor tăia. I-am citat aici. Deci e citat. Nu ne abatem de la traducerea Cornilescu nici cum. Deci avem varianta B, urechile, la Emanuel, Marin și Dan. Varianta C, nasul și urechile, la Cristi și Amuza. Cine are dreptate? Amuza, ești sigur pe răspunsul tău? Nu. Nu? Nu. Cristi, tu ești sigur? Dar nesiguranța ta cu nesiguranța lui fac de o siguranță? E posibil. Minus cu minus fac plus. A, da? Doar la mulțire, la matematică. Da. Aici la adunare, minus cu minus, tot minus. Ia zi, Marie. Eu sunt sigur că e B. Cu urechile, nu? Că n-au auzit? Dar n-au auzit mesajul transmis. Sigur. Mi-aduc aminte că am trăit în Ploiești o perioadă și de pe strada unde locuiam eu ca să merg la o alimentare era un cartier de romi. E, acolo era o femeie care totdeauna mergea cu broboada până aici. Doar ochii se vedeau. Și nu era musulmană. Ulterior, când am crescut și eu mai mare, am aflat că... N-avea nas. Avea nasul tăiat. Dar știți de ce? Bănuiesc. Era căsătorită. Soțul a făcut o găinărie. A intrat înăuntru, la facultate, și în perioada aceasta l-a înșelat. Și când a venit de acolo... Așa zice textul. Te faci să-mi simți gelozia. Se vor purta cu urgire cu tine. Îți vor tăia nasul... Și urechile. Și urechile, Cristi? Da. Cred că da. Și urechile, da. Așa să fie. Cristi și Amuza au dreptate. Adică au dat răspunsul care corect. Este scris în cartea profetului Ezechiel. Spuneam că ne-a cam dat frisoane, nu? Cartea aceasta. Da. Când în sus și când în jos. Următoarea secțiune de 5 întrebări are titlul A naște sau naștere, a se naște. A șasea întrebare. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Despre cine scrie astfel Sfânta Scriptură? A. Despre femeile dinainte de potop. B. Despre evreicele din Egipt. C. Despre femeile care au o dietă sănătoasă. Mă uit așa dintr-o rafală, când știi, știi, nu, Marine? Te duci direct, scrie mâna direct. Varianta B e cea corectă, evreicele erau vânjoase, aceasta a fost explicația moașelor când, nu? Da. Trebuiau să omoare pe pruncii evreilor. Felicitări, toți ați răspuns corect. A șaptea întrebare. Unde scrie următorul verset? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. A. Isaia 9:6, B. Mica 5:2, C. Geneza 3:15. Emanuel, ai ales varianta A? Isaia 9:6? Da. Da. Cristi, varianta B, Mica 5:2. Da, nu sunt sigur. Marin, Isaia. Dan? Isaia. Isaia. Amuza? Idem. Isaia. Idem. Cristi, ești în minoritate și trebuie să discut cu tine de ce ai ales Mica 5:2. Pentru că s-ar putea să ai dreptate sau nu. E posibil să fi confundat cu altă profeție.
Și tu, Betleeme. Efrata. Măcar că ești cea mai mică dintre cetățile lui Iuda. După aia mi-am dat seama. Da. A, deci ți-ai dat seama că ai greșit. Da. Felicită-i pe toți patru că au răspuns corect. Emanuel, Marin, Dan și Amuza au ales varianta corectă. Isaia 9 cu versetul 6. A 8-a întrebare. Unde găsim acest pasaj? În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. A. În Isaia, B. În Apocalipsa, C. În Maleahi. Emanuel, ai ales varianta B, aceea din Apocalipsa. De fapt, toți ați ales varianta B. Poate să-mi spună cineva capitolul și versetul? Vă rog frumos. Nu primiți nimic. Ia zi, Emanuel. În capitolul 12, la începutul capitolului, dacă cum așa. Chiar de la versetul 1. Că după aceea stă balaurul care aștepta să nască copilul, da? Felicitări, toți ați răspuns corect. Două întrebări și luăm o scurtă pauză. Bună pauză, că să ne revenim, nu? Un pic așa, din trepidații. Cui s-au adresat fariseii cu următoarele cuvinte? Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? A. Domnului Iisus Hristos. B. Orbului din naștere. C. Ologului de la Betesda. Emanuel, ai ales varianta B cu orbul din naștere. Cristi, la fel. Marin, la fel. Dan și Amuza au ales varianta C cu ologul de la scăldătoarea de la Betesda. Cine are dreptate, Marin? În orice caz, Scriptura are dreptate, pentru că orbul... Când s-a dus orbul la farisei. Să le spună. Așa. I-a zis, zice, tu vorbești care ești născut în păcat și născut. Și... Dați-le o repede. Același l-a vindecat și după aceea a mers și a spus și l-au cercetat. Așa, și? Și... I-au zis, așa, tu ești născut cu totul în păcat. Exact. Nu acceptau. Dacă era neprihănit, nu era bolnav. Sigur. Dar ai accepta, Amuza și tu, Dane, dacă ea ar avea dreptate și ar fi vorba de orbul? Sigur că da, sigur. I-a și felicita. Te vezi atitudine. Tu data trecută, de ce să-i felicit? Ce mi-au răspuns mie? Păi da, dacă răspundeau mie, da. Felicitări, Marin, Cristi și Emanuel. Din partea celor care vor să vă felicite, ca să zic așa, că da. Unii se abțin. Care vor, ați zis bine. Sigur, care vor. Ultima întrebare din această secțiune a primei părți a concursului nostru privitoare la naștere și la a se naște. Unde se afla Maria, mama Domnului Iisus Hristos, când îngerul i-a adresat următoarele cuvinte? Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. A. În Nazaret. B. În Betleem. C. În Ierusalim. Să vedem ce răspunsuri ați dat. Emanuel, varianta A, în Nazaret. Cristi, A. De asemenea. Marin, în tocmai și la fel. Și Dan, de asemenea. Amuza face opinie separată, pentru că la Milano... Trebuie să am opinie. Trebuie să ai opinie, nu? Sigur. Îngerul i s-a adresat Mariei când era la Betleem, nu? Da. În grajd acolo, nu?
Sau cum? Era gravidă, născuse. Născuse, nu? La Betlehem. La Betlehem, da. Colegii zic că nu, că ei au dreptate. Și că a venit din Egipt și el ce se va numi Nazarinean, da? După Nazaret. Ulterior a locuit în Nazaret. Hai să mai citesc o dată întrebarea. Unde se afla Maria, mama Domnului, când îngerul i-a adresat următoarele cuvinte? Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. În ce stare se afla Maria? Dar în Nazaret. Când i s-a adus vestea cea bună, buna vestire, în Nazaret amuza, dar tu nu feliciți, felicit eu. Emanuel, Cristi, Marin și Dan, felicitările noastre, ale lui Ciprian, ale lui Bogdan, ale lui Sorin. Și când se va hotărâ și colegul vostru de platou, amuza, vă va felicita sau nu. Stimați telespectatori, vă felicităm și pe dumneavoastră pentru că știm că ne urmăriți și știm că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți foarte bine Sfânta Scriptură și de fiecare dată faceți 28-29 de răspunsuri exacte. Vă așteptăm aici la unul dintre cele 5 pupitre pentru a vă verifica cunoștințele. Urmează o foarte scurtă pauză, după care venim cu al doilea set de 10 întrebări. Nu părăsiți Speranța TV, revenim imediat. Am revenit, stimați telespectatori, pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis televizoarele mai târziu, sunteți pe Speranța TV la emisiunea Cercetați Scripturile, primele 10 întrebări s-au dus. Mâine la ora 14 puteți revedea întreaga emisiune cu cele 30 de întrebări. Dar bine este că ați ajuns și acum, pentru că mai avem 20 de întrebări. Pentru că timpul ne presează și ne-am luat cu vorba în prima parte a emisiunii noastre, iată că suntem în măsură de abia acum, după pauză, să auzim de la colegii noștri din regie ce minune ați făcut fiecare, ce răspunsuri, câte, cum. Să auzim. Emanuel, 7 puncte. Cristi, 7 puncte. Marin, 7 puncte, Dan, 6 puncte, Amuza, 6 puncte. E, pentru început, eu zic că e încurajator, nu? Dacă se crește. Să se crească. Ce zici, Marine, mulțumit? Nu. Păi 7 e cifra de săvârșire, vrei 10? Chiar dacă, dar aici nu mai e. Nu mai zic că 7 ori 3 fac 21 și cu 22 mergi mai departe. Matematic, da, aveți dreptate. Da. Adevărul este că, din câte știu eu, cartea profetului Ezechiel, cea care a constituit bază pentru primele 5 întrebări, este citită mai rar. Mai puțin. Mai puțin, mai greoaie și ați avut bucuria și șansa să aveți 5 întrebări de acolo. Lucru care cred că vă va ambiționa și vă va determina să citiți mai temenic această carte. Dar ne spuneai că doar de 2 ani ai devenit adventist. Da. Ne spui și nouă povestea ta așa pe scurt. Păi eu eram un ortodox, nu chiar atât de convins, dar acolo. Eram tot ce spunea... Crezi că ești din Telerman, da? Nu, acum stau în Telerman. Acum, da. Am reținut de unde ești deloc, dar... Da, Telerman, Frăsine ești... Telerman. Da. De câți ani locuiești acolo? De 10 ani. De 10 ani. Copii ceva? E o situație mai delicată. Am, bine, da. Trece. Așa. Nu știu, probabil că Dumnezeu a vrut să cunosc. Dar cum a început totul? Ți-a dat cineva o Biblie, o carte? A stat cineva pe capul tău să spună, băi, băiete, vezi că asta e calea? Nu. Eu acolo, la mine, la țară, am o vecină, de fapt a murit, care era adventistă. Așa. Și tot an de zile s-a chinuit femeia să ne cheme. Eu nu aveam treabă, nu știu. Și a murit femeia, a venit un frate, fratele Titi, de la Țigănești, și a ținut o predică care m-a făcut să lăcrimez. Și te-a mișcat lucrul ăsta. Da, și de atunci era într-un sabat, țin minte. Și de atunci nu mai mi-a scăpat. Tu îți dai seama, Dane, eu mă gândeam în timp ce vorbeai, că Bunul Dumnezeu e și mare, dar e și bun. Și dă mântuirea tuturor copiilor săi. Tu îți dai seama când o să te... Cum o chema pe vecina ta? Marița. Marița. Așa o chema pe bunica mea din partea tatălui. Că zicea tata e Grigore, soțul ei. Fă Mariță, fă... Vom fi noi mântuiți sau nu? Fi. E,
Tu îți dai seama că femeia aceasta a murit fără să aibă bucuria să știe că tu apuci calea pocăinței. Da. Și în ziua aceea, despre care vorbește Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4, însuși Domnul, cu un strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Tu îți dai seama când te va vedea femeia aceasta și pe tine și pe soția ta? Ce bucurie va avea? Și sper că pe toți ai mei. Sper. Mă rog la Dumnezeu să... Ne rugăm și noi cu tine și să dea Domnul bucuria aceasta ca să fii împreună cu toți cei pe care iubești în veșnicia lui Dumnezeu. Amin. Următorul set de 5 întrebări are ca titlu moștenire. Marine, tu ce lași moștenire? Că ziceai că e cam îmbătrânit așa. Moștenire aș vrea ca toți cei dragi mie și toți cei care au cunoscut și cunosc Cuvântul lui Dumnezeu să aibă parte de moștenirea veșnică, viața veșnică în Iisus Hristos. Este singura care... Singur. Care nu case, nu mașini, nu teren. Nimic, nu, absolut nimic. Asta este tot ceea ce își poate dori un om care a cunoscut pe Dumnezeu. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o inimă bună. Da. Dar viața veșnică este un dar de la Dumnezeu, un dar inestimabil. Nu se poate evalua cu nimic. Cu siguranță că da. Dar să citim a 11-a întrebare, că Amuza este nerăbdător, markerul lui vrea să scrie. Despre care seminție a lui Israel s-a spus că n-are parte de moșie, nici de moștenire cu frații lui? A. Despre Ruben, B. Despre Iosif, C. Despre Levi. Emanuel, a ales varianta C, seminția lui Levi? Da. Da. Cristi, la fel. La fel. Marin, întocmai. Și Dan și Amuza, ați început bine. Felicitări. De la pauză. De la pauză se trage, nu? Da. Pauza este un sfetnic bun, ca să nu zic altfel, să parafrazez un alt proverb. Care zice că noaptea e un sfetnic. Bun. Mergem la întrebarea 12-a. Te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Cui se spun aceste cuvinte? A. Lui Avram, B. Ucenicului Ioan, C. Lui Daniel. Emanuel, ai ales varianta cu Daniel? Da. Și Cristi? Da. Și tu, Marine? Da. Și tu, Dan? Și domnul Amuza, de asemenea. Deci, cum, în ce context îi se spune așa? Era către finalul cărții. Pardon, capitol... avusese o viziune așa, și după aceea i-a spus... Cam pe la ce capitol? 13? 14? Numai 12 are. No. Are numai 12, auzi. Da. Probabil 8 sau 9. 8 sau 9, nu? Tu, Marine, 12 capitole. 12 capitole are, dar în ce capitol îi se spune treaba asta? Ha. Ia zi, Emanuel. În capitolul 12. Ultimul capitol. Că ăștia tineri ne mănâncă fripți. Capitolul 12, când îi se spune, tu, Daniele, du-te, că du-te. Nu le pricepi, nu? Da. Și tu te vei scula. Da? Bun. Important este că ați răspuns corect. A 13-a întrebare, cum se numea omul acela care a venit la Domnul și care i-a cerut acestuia să-i spună fratelui său să împartă cu el moștenirea lor? Știți că vine unul și spune fratele meu să împartă moștenirea noastră. A. Nu i se dă numele. B. Se numea Tadeu. C. Se numea Simeon. Emanuel? A. Anonymous, da? Că n-avea nume. Cristi, la nu, fel? Nu, nu i se dă numele. Și tu, Marin, și tu, Dan, da. Și Amuza?
au ales varianta A, un om a venit la Domn. Felicitări, toți ați răspuns corect. E din ce în ce mai bine, nu? V-ați obișnuit în platoul la Speranța TV? Emoții ceva mai sunt? Puține. Mai sunt puține la tine, Cristi? Mai persist. No. Marin, mai ieși tu ceva? Eu nu, n-am avut de la început. Deci, e sigur, adică la vârsta noastră trebuie să mai vorbim de emoții, nu? Cu perii albi, sigur. Unde găsim acest pasaj încurajator? Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. A. În 1 Corinteni, B. 1 Petru, C. 1 Ioan. Emanuel, în 1 Corinteni, da? Da. Cristi, Corinteni. Da. Ce capitol? La început. La început. 1, 2, da? Marine? Eu am zis B. B, 1 Petru. Și Dan, văd că tot pe mâna lui Petru a mers. Și amuză la fel. Ei, băi, sunteți în minoritate voi doi. S-ar putea să aibă dreptate. Ade, tu ești sigur pe răspunsul tău. Eu sunt, dar... A, vrei să-i încurajezi? Da. Ia-o scris. Ai nevoie de încurajare, nu, Marie? Nu. Nu. Tu ești sigur că e 1 Corinteni. Și tu, Emanuel, da? Da. Da. Cam pe la ce capitol? Că tu ești tare cu capitolul. Nu știu exact. Pe la 11, așa, cu ținuta femeii în adunări? Pe acolo, nu. Legătură. Pe la 12, cu darurile Duhului Sfânt? 13 cu dragostea. 13 cu dragostea? 14 cu vorbirea în stare? Nu, ăsta e limbajul specific lui Petru. Deci la replica asta n-am... Cuvinte. N-am cuvinte. I-am zis că e hitru. Deci asta e replica specifică lui Petru. Limbajul lui. Nu? Amuza, Dan și Marina au răspuns corect. Felicitări. Cristi și Emanuel. Felicită. Îl felicita și pe Amuza? Da. Da. Nu. Nu contează. Nu. Da. Bine. A 15-a întrebare, după care vom cere o estimare din regie... Pentru că de-abia după a 30-a întrebare mai întrebăm cum stați cu punctajele. Despre ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 1 cu 13 și 14 că este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre slava, lauda slavei Lui. A. Cunoașterea Domnului este o arvună. B. Duhul Sfânt este o arvună. Ce despre necazurile de acum, care sunt o arbună? Emanuel, ce variantă ai ales? Necazurile de acum sunt o arvună? Lauda slavei Lui. Da? Da. Ce am Dar e cam palidă vocea ta. Cristi? Duhul Sfânt. Sfânt este Marine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Dan? Duhul Sfânt. Amuza? Duhul Sfânt. O arvună. Duhul Sfânt este varianta corectă. Așa că avem răspunsuri corecte de la Cristi, Marin, Dan și Amuza. Să auzim noi câte răspunsuri corecte ați acumulat fiecare, că s-ar părea că grupajul acesta de 5 întrebări a fost mai ușor? Nu că a fost mai ușor, dar așa cum am spus un pic mai înainte, cartea Ezechiel a fost o carte cam neglijată și eu observ că nu numai de mine. Aha. Neglijează și am zis, bine, am trecut mai superficial prin ea. Știi, omul este tentat să citească ce înțelege mai bine. Da. Și cartea lui Ezechiel e mai greu de priceput, mai ales. Și nu este de neînțeles. Nu. Nu. Asta este. Ia să auzim, că o să înțelegem ce punctaj aveți fiecare de la colegii din regie. Emanuel, 10 puncte.
Cristi, 11 puncte, Marin, 12 puncte, Dan, 11 puncte, Amuza, 11 puncte. Mulțumim colegilor din regie. Deci la acesta, dacă mai adăugă în 15, câte mai sunt? Ajunge treceți la 30. Ca Israelul pe unde? Prin Iordan, prin Marea Roșie, pe unde adăugă? Ca Pruscă. Prin amândouă. Prin amândouă? Da. E, frumos. Da, așa o să treceți. Hei, hei. Următoarea secțiune de 5 întrebări poartă titlul Împărați. Aici, nu? Din copilărie ne plăcea cu împărații. Împăratul Saul, David, împăratul Ionatan, nu Cristi? Da? N-a fost împărat. A, n-a fost. A murit. N-a fost. N-a vrut el să fie David. Și oricum, împărat. A cedat pentru David. Cedase deja. Da, și eu am botezătura, că am cedat pentru Domnul. Păi a mâncat Saul aguridă și lui s-a strepezit dinții. Și sabie. Și sabie. Da, bun. Bine, amuză. Eu iau de bun tot ce spui. A 16-a întrebare sună cam așa. Împărăteasa din Seba a venit la Ierusalim la Solomon înainte sau după inaugurarea templului? A. Înainte. B. După. C. Nu scrie. Emanuel a venit după inaugurarea templului? Așa e ales, așa, da? Așa te gândești, dar ești cam gânditor și acum. Cristi, n-ai găsit? Nu. Nu. Nici nu Marin n-a găsit. Nu, poate să fie. Dan a găsit, că ar fi după. După. Ca și Emanuel. Amuza zice că n-a găsit. E, cine are dreptate? Majoritarii sau minoritarii? Adică trei cu doi. Marin, Cristi și Amuza sau Dan și Emanuel? Eu așa am înțeles că nu spune că a venit. Cam pe unde scrie așa în Biblie de chestia asta cu vizita împărătesii? Eu știu că e capitolul 10, dar din câte ori, ce carte? 7 mi se pare că e. 7, nu? Întâi împărat 7. Întâi împărat 7. Dacă e 10, nu e bine. E, da, dacă e 7, e bine. Lăsăm 7. Întâi împărat, da? Da. Mhm. Și e după ce Solomon înalță rugăciunea aceea? Este după, dar nu scrie că a venit. Nu specifică. Aha. După templu, inaugurare. Uh-huh. E problemă mare. Că e după. Adică Emanuel și Dan au dreptate. După ce s-a inaugurat templul, împărăteasa din Seba a venit la Ierusalim. Și atunci a văzut ea toată ordinea și de la curtea lui, și de la liturghie, și de la vecernie, și ca să vorbesc așa niște termeni. Și a apreciat totul. Și ce a spus când a văzut toate acestea? Nici pe jumătate nu am văzut. A dus faima, dar ce am văzut eu aici e... Din ce mi s-a spus, nici sigur. Jumătate. Adică la curte era o viață exemplară, nu? Uniforme, ordine, disciplină. Dar cum trăia poporul Amuza în perioada aia? Trăia bine? Când ce că argintul n-avea valoare, aurul era. Trăia rău după ce demonstrează la al doilea împărat, Roboam. A îngreunat jugul și tot să... Deci iată că strălucirea de la palat contrasta cu... Dar astăzi nu se întâmplă la fel, nu? De ce zâmbești, Dani? Păi, nu se mai întâmplă. Nu chiar. Se mai întâmplă pentru că nu mai avem rege, nu? Exact. Și nu avem palate și... Nu? Adică nu e nicio discrepanță între... Ba da, este. Ah, ba da? Este. În Japonia nu prea. Nu prea e, nu? Nu. Toți mănâncă pe jos. Exact. Să mergem mai departe. Apropo, ați mâncat vreunul mămăligă fără mălai? Există așa ceva? Păi nu știu, mă gândesc că eu nu știu să existe concurs fără premii.
Nu? Deci avem aici premiul întâi. Concurs. Și are premiu. Premiul întâi, o Biblie, traducerea Cornilescu, legată în piele, aurită pe margine. Premiul 2, de aceeași calitate, dar mai mică. Premiul 3 și mai mică. Știți cine pune la dispoziție aceste Biblie? Editura Viața și Sănătate, probabil. Așa, ia zi tu. Editura? Viața și Sănătate. Care poate fi găsită, unde poate fi găsită toată oferta acesteia pe www.viatasisanatate.ro, nu .it. .ro. Toată oferta de carte a editurii Viața și Sănătate a Bisericii Adventiste de ziua 7. Dar la sfârșitul acestui concurs, fiecare dintre voi, tot din partea editurii Viață și Sănătate, primește o carte scrisă de Ellen White și care poartă ca titlu Mărturii despre Sabat. Sabat? Ce este Sabatul Mare? Sabatul este sigiliul lui Dumnezeu. Eu știu că e o zi. Sabatul este zi închinată Domnului. Este o zi de respect față de Dumnezeu în cinstea creațiunii și mântuirii totodată. Mm-hmm. Și așa, dacă e să o identificăm în săptămână care? Joia? Este ziua a șaptea. Deci luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă, duminică. Și calendarul ortodox de anul și asta spune că... Păi este ziua a șaptea. Luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă, duminică. Dacă mergem la înviere și numerotăm după ziua întâi a săptămânii... Păi există calendar, mă, și eu, pe calendarele care circulă astăzi, nu? Am vrut să spun că anul ăsta calendarul ortodox începe cu duminica, ziua întâi a săptămânii. Deci, da, este un argument în plus al Bibliei. Vedeți voi ce scrie în cartea aceasta, pusă la dispoziția voastră în mod gratuit de editura Viață și Sănătate. Agenția de Dezvoltare, Refacere și Ajutor, știți, când e omul trist sau când e foarte fericit, se gândește la lucrurile frumoase din viața lui, cântec pentru zâmbetul mamei. Aveți aici un CD cu melodii pe care ADRA România îl pune gratuit la dispoziție. Bineînțeles că Speranța TV nu se lasă mai pe jos și vă dă un breloc. Ia uitați. Aveți mașini? Ai mașină, Amuza? Nu. Nu ai mașină. Mașina ta așa, personală, n-ai? Nu, nu. Dar ai? Am avut, nu mai am. Avut, nu mai. Marine, nu. Stai rău cu mașina? Cristi? Da. Cristi, ai mașină? Manuel, ai mașină? Tata, adică tata are mașină. E, asta știi, noaptea când nu vezi să introduci cheia în broască, licuricești cu ăsta și... Da. Dar e bun și pentru acasă. Vedeți? Cu sigla Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Un lucru de nimica, dar... Amintire de la noi, nu? Sigur. Institutul Teologic Adventist oferă un an de studii gratuite care dacă nu l-ar oferi, ar costa 500 de euro pentru cel care va câștiga premiul întâi. Marine, ce faci dacă e premiul întâi? La sfârșitul timpului, adică în iunie 2012. Eu, în niciun caz, vârsta... Are patru facultăți, deci poți să te duci la facultate... Nu mai mă duc eu, aș transfera la unul dintre nepoți, că am patru. Da? Da. Foarte bine ai face, pentru că acest card e transmisibil. Cui vrei să-l dai, îl dai și poate face școală. Premiul 2 este un abonament pe un an de zile la biblioteca instituției respective, care are mii de volume și un card de 100 de lei la Xerox. Că dacă vrei să copiezi ceva, să poți copia. Premiul 3, vineri, sâmbătă și duminică, pentru două persoane, un weekend la Cernica, adică sfârșit de săptămână, cu cazare gratuită, masă de protocol, adică vine și domnul ce doriți, poftiți, da, mai doriți... Așa, și, bineînțeles, acces la terenul de tenis de câmp. Știe cineva tenis de câmp dintre voi? Nu, dar puteți învăța. Nu e târziu, nu? Nu e târziu. E un sport nobil, ca să zic așa, și îți pune la lucru diferite pachete de mușchi pe care fiecare dintre noi le avem din dotarea inițială de la bunul Dumnezeu. De altfel, și casa de pensii a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, pentru cel care va câștiga premiul întâi, oferă un sejur de 7 zile la Sovata sau la Eforie Sud. Cristi, dacă câștigi, unde te duci? Funcție de anul trebuie timp. Să mă consult cu soția. Opa! Asta înseamnă să fii căsătorit. Nu e deciziile singure.
Cred că am rămas la întrebarea 17, nu? Dumneavoastră știți. A, eu știu, da. Păi, așa știu. Din ce seminție se trăgea Saul, primul împărat al lui Israel? A. Iuda, B. Beniamin, C. Levi. Emanuel? Dar de fapt, dacă mă uit bine, toți cu B, 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 B. Adică? Beniamin. 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 B de la Beniamin, primul împărat al lui Israel. A fost fericit Samuel când a aflat că vor împărat? Ce ziceam? Nu. Fiind sistemul teocrației, știa că îl dă la o parte pe Dumnezeu. Păi nu cumva îl dă la o parte pe Samuel și autoritatea lui? Implicit. A, pe linia judecătorilor, da. Mm-hmm. Dar implicit și Dumnezeu. Și ce îi spune Domnul lui Saul? Zice, nu pe tine te dă la o parte, ci pe mine. Așa e. Democrație. Monarhie. Monarhie. Să fim și noi ca lume. Ceilalți. Sunt privința alegerii, nu ce... Așa e, democrație nu prea a fost, că tot Dumnezeu l-a desemnat și pe ăsta. Prin tragerea la sorți. Teocrație nu era democrație după. Era la greci. A 18-a întrebare. Care împărat al lui Israel a cumpărat muntele Samariei și a zidit cetatea cu același nume? A. Zimri, B. Omri, C. Ahab. Emanuel, ce răspuns ai dat? Omri? B. 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 Cristi? Ahab. Ahab. Marin? Ahab. Cum o cheia pe soția lui? Izabela. Izabela. Era evreică, nu? Nu. No. Dan? Omri. Omri. Și tu amuza tot Omri. Omri. Cine e sigur, sigur, sigur pe răspunsul lui? Eu cred. Zimri știu că și-a dat demisia. Foc. Ah, foc. Așa? Ahab, nu? Nu, niciun caz. A cumpărat vie. Dar Omri... A cumpărat via lui Nabot? Da. Așa cum s-a luat. A luat-o cu... cu forță. Dacă luăm așa de la cum se vorbește în Colentina, a luat-o cu japca. Așa. Deci, până la urmă, cine are dreptate? Cristi și Marin, care au mers pe mâna lui Ahab, sau Emanuel, Dan și Amuza? Ce zici, Cristi? E posibil majoritatea. Iară majoritatea? A cumpărat cetatea Samarie de la Shemer, stăpânul muntelui respectiv. Cine? Omri. Omri Amuza, dacă stai așa statornic pe poziție, sigur că da, dacă așa scrie în Biblie, mai înduplecat. Cristi și Marin... Vă rog să-l felicitați în mod special pe Amuza, pentru că a dat răspuns corect. Emanuel, Dan și Amuza au răspuns... Pe toți îi felicit. Sigur, să fie fericită toată lumea, mai puțin voi doi, adică Cristi și Marin, care ați mers pe mâna lui Ahab și pe a soției lui Izabela. La un moment dat, întrebarea 19, atât în Iuda cât și în Israel au domnit împărați care se numeau la fel și care erau rude, respectiv cumnați. Taților fuseseră buni prieteni și se încuscriseră. Care este numele celor doi împărați? A. Ioram, B. Ioachim, C. Ioachin. Emanuel, ce variantă ai ales? Varianta A. Însă cred că e varianta A. Ioram. Cristi zice că e vorba de Ioachim. Și Marin tot Ioachim. Și Dan tot Ioachim. Amuza, Ioram. E, iar avem cu majoritari și minoritari. Nu s-a vat și eu. Ahab erau cu scrii.
Cred că asta. Marine, fii atent. Gestică am văzut, și am observat discurs. Iosafat și Coahab erau cu scri. Și implicit ar fi Ioram. Și Ioram era cumnat cu Ioram. Ce zici, Dane? Are dreptate vecinul? Posibil să are dreptate. De cât timp ești adventist? De 30 de ani? Da. Da? Păi Dan e de 2 ani. E drept? În ce sens? Păi e drept așa că tu ai citit de mai multe ori Sfânta Scriptură. Adică se presupune. Așa. Așa. Adică ai răspuns corect și tu și Emanuel. Iar Cristi, Marin și Dan? Să te felicite? Da. Nu, nu. Obosesc. Și consumă energia. Să păstrez. Da, mai bine să scrie, nu? Da. La 20-a întrebare, vedem ce veți scrie fiecare. Cum se numea împăratul care a cucerit Ierusalimul când împărat în Iuda era Ezechia? Zedechia. A. Dariu. B. Zedechia. Nu Ezechia. Deci împărat în Iuda era Zedechia. A. Dariu. B. Cir. C. Nebucadnețar. Emanuel, ce zici? Eu varianta ce? Varianta ce? Nebucadnețar. Nebucadnețar. Sau Cir Nabucodonosor. Și... Da. Cir și... Dariu? Dariu nu aveau cum să fie. Nu aveau. A fost cum. Mai târziu. A fost mai târziu. Care a fost mai târziu? În ce ordine? Dariu și Cir sau Cir și Dariu? Cir și Dariu. Oricum, toți ați răspuns corect, așa că doar eu vă felicit pe voi. Mulțumesc. Pentru că mai bun este sfârșitul unei etape decât începutul ei. Adică, după întrebarea 20-a, acum ați răspuns toți corect. Urmează, stimați telespectatori, o scurtă pauză, timp în care puteți să vă permiteți în câteva minute să beți un pahar cu apă, să mâncați o floricică sau... Să mai căutați în Sfânta Scriptură, pentru că urmează 10 întrebări. Foarte ușor. Răspunsurile sunt mai grele. Vă aștept imediat. Ei, și șontâc, șontâc, am parcurs 2/3 din emisiunea din această seară. Mai avem doar o parte, ultima jumătate de oră, în care mai avem de parcurs 10 întrebări. 10 întrebări după care cei 5 concurenți împreună cu dumneavoastră și noi toți vom afla care dintre ei merge mai departe, pentru că trebuie să realizeze minimum 22 de răspunsuri exacte din 30. Trebuie să spunem că așteptăm înscrierile dumneavoastră pe cercetatscripturile@aronsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0741137090, pentru că acest har de a participa la acest concurs, în curând se va încheia. Pentru că vom chema după anul nou doar pe aceia care s-au calificat în cea de-a doua etapă a concursului nostru. Și apoi, dintre ei, doar pe cei care se califică în a treia etapă și tot așa până când vom rămâne cu 4-5 concurenți, dintre care se va alege premiul 1, premiul 2, premiul 3, și probabil o mențiune, două, ca să nu plece omul cu mâna goală acasă. Așa că, stimați telespectatori, grăbiți-vă, înscrieți-vă sau, dacă doriți să adresați o întrebare concurenților din platou, comunicați-o pe cercetatscripturile@aronsperanța.tv.ro, iar eu o voi prelua-o și o voi adresa concurenților din platou, care se vor afla atunci când dumneavoastră veți trimite întrebarea. Trebuie să vă spunem că suntem nerăbdători să aflăm în seara aceasta următoarele 10 întrebări. Dane, vor fi grele sau ușoare? Ce zici? Eu cred că ca până acum. Ca până acum, ca cele din Ezechiel. Da. Următorul grupaj de 5 întrebări poartă ca titlu A cumpăra.
Acumpăr. Toți cumpără câte ceva, nu? De ale gurii, nu? Cu condiție să avem și bani. Da, unii mai au pe datorie, dar da, cum spunea un bătrân, ce cumpărăm de ale gurii? Fluiere, cimpoaie. Da. Fără mâncare. Întrebarea a 21-a, cărei biserici din Apocalipsi se spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești haine albe și așa mai departe. A. Bisericii din Efes. B. Bisericii din Laodicea. C. Bisericii din Pergam. El, ce răspuns ai ales? B. Laodicea. Da. Cristi? Laodicea. A câta este Laodicea? 7. A 7. Marine? A 7. A 7. Dane? Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. A 7, da. Păi ai scris-o pe întâia. Întâia, cam... Am greșit. Mâna nu te-a ascultat, nu? Că și Amuza a ales tot Laodicea. Păi, tu știu că ai inimă bună. Îi felicit pe toți. Așa. Pe toți. Ți-ai revenit imediat. Sigur, pentru că Emanuel, Cristi, Marin și Amuza au răspuns corect. Bisericii din Laodicea îi se adresează Domnul cu aceste cuvinte. Cum se termină capitolul acesta? Care capitol? 3. Cum, dar cum se termină capitolul ăsta? 3. Ia zi, Emanuel, că tu știi... Îl ajutăm? E vorba de textul, iată, stau la ușa și bat. Așa. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Merit. Am spus eu că tinerii ne dovedesc. Cu toate zecile noastre de ani de credință. Tu câți ani de credință ai, Marine? Din 94. Din 94. E, ai ceva. 17 ani nu-ți dă coale. Mai ai un an și faci majoratul. În credință. În credință, sigur. A 22-a întrebare. În urma cărei acțiuni a lui David a izbucnit ciuma care s-a oprit în aria lui Arauna Iebusitul, pe care David a cumpărat-o și a zidit acolo un altar Domnului? A. În urma păcatului cu Batșeba. B. În urma numărătorii poporului. C. În urma războiului cu amaleciții. Păi dacă fac o panoramare. Mulțumesc. Văd numai B în fața ochilor, nu? Adică? Numărătoarea poporului. Și Domnul s-a mâniat din pricina aceasta și a adus ciuma. A zis mai bine Domnul să mă pedepsească, să nu cadă în mâna omului. Mai bine în mâna Domnului. Da, a făcut bine sau a făcut rău, David? A făcut bine. Pentru că Dumnezeu la un moment dat a oprit. S-a îndurat de ea. E bine. E bine că ați răspuns tot bine și... Și e bine. Nu? Da. Sigur. Ce zic prietenii tăi de la Furculești? De unde ești că ești? Băneasa. A, Băneasa de Giurgiu. De Giurgiu. Băneasa de Giurgiu. Biserică mare la voi? În jur de 40 de persoane. 40 de persoane și tu ești cel mai bătrân sau cel mai tânăr? Nu, avem 86-87 cel mai bătrân. Uh-huh. Și mai mici ca tine sunt? Mai mici ca mine? Da. Oh, sigur. Avem Cristinel care a fost aici. A, mai fost un concurent la noi. Da, cu Kira. Kira? Da, el s-a calificat. Și Kira? Nu. Bine. N-am întâlnit numărul suficient. Ai venit să o răzbuni. Eu știu, să nu rămân și eu cu ea. Da? Nu-i nimic, veniți la amândoi. Întrebarea numărul 23, conform cu Ioan capitolul 6. Unde este relatată mulțirea pâinilor. Cine rostește următoarele cuvinte? De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? A. Domnul. B. Filip. C. Iuda, care ținea punga.
Emanuel, crezi că Filip. Cristi crede că Iuda. Marin, Iuda. Dan crede că Iuda. Și Amuza crede că Filip. Iar avem descumpăneală, ca să zic așa. Extremitățile au ales varianta cu Filip, iar mijlocul, consistent, format din trei concurenți, au ales varianta cu Iuda. Care este răspunsul corect? Păi dacă era contabil, trebuia să știe, nu trebuia să întrebe. Vorbesc de Iuda. Aha. Și de unde și cu ce? Hă? Deci ai mers pe varianta lui Filip. Ia auziți argumentație logică, logică, matematică. Logică, da. Deci Iuda nu e? Nu e Iuda? Un contabil nu întreabă, nu? Acționează. Ba, întreabă. Întreabă, nu? Pe cine? Pe patron? Păi, e logic așa. Da. Răspuns unanim corect ați avut până acum. Da, în bară n-ați dat-o toți? Niciodată, la nicio întrebare. Și acum am dat-o toți. Cu oiștea în gard. Că domnul l-a întrebat. Ca să-i pună la încercare. De unde avem să cumpărăm pâine? Bine, mai puțin Amuza. Ceilalți, felicităm pe Ciprian de la camera numărul 1, pe Sorin de la 2 și pe Bogdan de la camera 3. Mai puțin pe noi. Păi dacă dădeați răspunsul corect, nu, noi șase îi felicităm pe ei. A, noi, da, păi. Da, și pe cei din regie care cunosc răspunsul. De acord, da? Da. Adică Emanuel, Cristi, Marin, Dan și Amuza, ați ales variantele B sau C, nici nu mai contează care, greșite ambele două. Da. E un zâmbet așa pe sub sprâncene. A 24-a întrebare. Câți dintre frații lui Iosif s-au deplasat în Egipt pentru a cumpăra grâu la prima călătorie? A. 7, B. 9, C. 10. Emanuel, 10 frați. Cristi, 10. Marin, cred că ce te-ai hotărât până la urmă, da, nu? Da, 10. Ai mai multe hieroglife acolo. Nu, ceu. Ceu, da? Am vrut să scrie 10. Bun. Și Dan, tot varianta C, ca și Amuza. Variantă corectă. Cine a mai rămas acasă? Beniamin. Și Iosif era în Egipt, s-a făcut de 12. Felicitări, toți ați răspuns corect. Pentru că mai avem o întrebare din această secțiune care are de face cu a cumpăra. A cumpăra. Dacă ai bani, nu? Dacă ai cu ce? Și card. Bine. Și cardul merge, da? Dacă e acoperit. Cine a îndemnat fecioarele neînțelepte să meargă și să-și cumpere un de lemn? A. Fecioarele neînțelepte, le-au îndemnat pe cele neînțelepte. B. Mirele. C. O persoană anonimă. Vlad, ce răspuns ai dat? Varianta A. Varianta A. Emanuel. Cristi, tot varianta A? A, fecioarele înțelepte. Și Marin la fel, și Dan la fel, și Amuza la fel. Pentru că fecioarele înțelepte nu vă putem da, că să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți și cumpărați. Și au cumpărat? Nu. Au cumpărat? Au cumpărat. Dar a fost prea târziu când au ajuns. A fost prea târziu când au ajuns? Ușa da, era închis. Ușa era încuiată. Unde găsim pilda asta? Prin Matei 25. Matei 25. Da? Dar mai e ceva Matei 25 cu stânga și dreapta. Oile și capre. Care vor fi cei mântuiți? Cel care va fi așa cu mentalitate și cu atitudine de oaie sau de capră? De oaie. Oile la dreapta. Oile la dreapta. Totdeauna locul favorizat este la dreapta stăpânului. Marine, ne spui și nouă povestea ta cum se face că te-ai făcut pocăit de acum 17 ani?
cum vă spun, dar e cam lungă și nu, timpul nu este suficient. Dar spune-ne numai, varianta scurtă. Adică scurtă, dar vreau să concretizez. M-am născut într-o familie ortodoxă. Până în clasele 4-7 am avut și copii de credință adventistă. Mm-hmm. Și încă de la etatea aia, frate, așa a început la mine să se frământe gândul ăsta. De ce? Sâmbătă la școală? De ce eu merg sâmbătă, duminica și ei așa. Și nu veneau sâmbătă la școală. Și fără să-mi spună cineva, am început să studiez. Spre norocul meu, să-i zic așa, sau șansa mea, ca să nu zic de noroc, în casă am avut Biblie de la părinți. Și am început să studiez. Odată cu timpul, mergând la școală încolo, încolo, am abandonat. Prin 93 am lucrat în silvicultură. Mm-hmm. Cu pomii, nu? Cu pomii, cu dezmățul, cu tot felul ce se poate spune despre rău. Pădurea, da. Da, eu eram în toate. În petenie, da. Așa. În 93 am luat o hotărâre. Mă botez. Biserica este chiar lângă mine, la câteva case. Da. Gata, merg acolo la prezbiter, îi spun. Fratele Gâțan era pastor. Teofil Gâțan. Da. Gata. Când? În iunie. Asta era în primăvară. În iunie pregătiri pentru om și eu pregătirea de botez. 93. Fără nicio explicație, șeful de acolo îmi spune nu mai stai la punctul de lucru unde ești acum și te muți undeva în altă parte. La o distanță de vreo 50 de kilometri. A pierdut legătura cu biserica, am început iar să iau viața. Te-ai mutat și cu casa? Nu, numai eu. Făceam naveta făceam când colo, când colo. Era ceva dezordonat. Am apucat iar cu băutura și cu alte lucruri. Am uitat de biserică. Păi, dar familie n-ai cu alte lucruri? Adică? Nu. Familia a rămas familie. Asta familia a fost a un lucru familie, bun. Dar alte lucruri erau în particular. Da, dincolo era particular. Uh-huh. Spre nenoroc. Copii ai? 3 și 4 nepoți. O, ce bogăție. Da. Și s-a întâmplat că am ajuns și la pușcărie. În vizită? Sau te-au oprit? Nu. Că și noi condamnat, facem emisiunea Dor de Libertate, da, pușcărie la Jilava. Condamnat 6 ani pentru omor. În timpul unei patrulări am surprins niște persoane la furat, ei erau 18 ani și eu eram singur și am fost nevoit să folosesc arma din dotare asupra unor din ei care a murit. Și în detenție n-aveam ce să fac altceva decât m-am întors la ceea ce lăsasem în urmă, la Scriptură. Au început să vină frați de-ai noștri 90 și... Unde, unde ai spus și pe dați? La Jilava cel mai mult. La Jilava? Da. Sora Rădăcină, sora Miron, de la Belu, veneau... Și am început să studiez iar. Am, știi că au Speranța TV în pușcărie la Jilava? Toți unde au televizor au da. Speranța TV. Și primesc o scrisoare de acasă, îmi spune Mariana, fata mea, are nuntă. Eu... Ce să fac? Zic, nu pot să mă duc, n-am cum. Un prieten de-al meu și de studiu și asta din Băbăița de unde din băiatul ăsta, Vișan Ancu, mai tot cu crimă era și el, așa eram considerat eu, dar eram în legitimă apărare. Nu, dar așa eram încadrat în codul penal. Ce băi, Marine, singura șansa ta este, dacă vrei să te duci acasă, fă o cerere la comandant. Ori îți aprobă, ori nu îți aprobă. Lucram acolo în penitenciar unde se fac semne de circulație. Uh-huh. Îi spun un șeful de punct de lucru, domnul maestru, că era maestru, uite, bă, pocăitul de aici, ce crezi tu că acolo e, la comandant este ce faceți voi acolo, la ce faceți voi acolo, așa ziceam, ei nu știa ce facem noi la, la club. Domnule, zic, am dreptul sau nu? Ai dreptul, cine te oprește? Mâine să vii cu cererea făcută. Am făcut cererea și m-am dus cu cererea dus. Ce domn coace, a plecat la comandant și vine iar după vreo jumătate. Familia nu avea treabă cu adventiștii, cu nu. Copiii, cu tot, nimic, nu. Nimeni. Vine și îmi spune ce, mâine să te pregătești că mergi la comandant. Cu dosarul în brațe, te duci acolo, eu nu mai merg cu tine, că ce știu că nu ți-a aprob. Când m-am dus acolo, toți edilii penitenciarului, de la comandant, șef departamente acolo, tot ce era, cu dosarul frunzărise până să mă duc eu. Și îi zice comandantul penitenciarului lui șeful pazii și protecție, unul Olteanu. Era cel mai dintre toți. Domnul Olteanu, eu am studiat dosarul și n-am găsit nimic în el care să mă împiedice să-i dau aprobă. Și domnul comandant, dacă dumneavoastră n-ați găsit, credeți că eu am să găsesc? Și i-a zis, rămâne pentru direcția penitenciarilor. A trimis raportul acolo și în 3 zile am primit aprobare.
învoit. Și v-ați dus la nunta fiicei. M-am dus și la nunta, ocazie cu care m-am și botezat, asta vreau să spun. Deci erați în 93 și în 94 a avut loc evenimentul? Nu. În 93 am fost arestat și în 98 se întâmplă treaba asta. Cu botezul. Da, spun că pentru mine Dumnezeu a fost... Grea experiență. Și greu de dus. Am avut, cum să spun, am trimis această experiență, era atunci pe cale îngustă. Da, și zice, Biblia are dreptate, chiar așa era titlul atunci. Știu că am vizitat, când aveam 20 de ani, am făcut armata în București și am vizitat Fortul 13. E muzeu. Lava, pe dreapta, acolo erau numai condamnați, ori pe viață, ori 25 de ani, 30 de ani, numai cu probleme grele de tot. Se cultivau ciuperci în celulele alea de pe acolo. Da. Și de atunci a rămas lângă Domnul și... Soția a venit și ea. Parcă mă ia cu furdicături, ca să zic așa. Bine. Păi, am făcut o pauză lunguță, cam dar lungă. Povestea ta este foarte interesantă. Nu, e de mult. De mai avem 5 întrebări din concursul nostru și vă gândiți că s-ar putea astea să fie cele care înclină balanța să da sau să nu. Așa că, a 26-a întrebare. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau cel mult 3, fiecare la rând, și unul să tâlmăcească. În care capitol din 1 Corinteni găsim acest verset referitor la ordinea care ar trebui să domnească în biserică atunci când se vorbește într-o limbă străină? A. 1 Corinteni 12, B. 1 Corinteni 13, C. 1 Corinteni 14. Dacă mă uit bine, cum era cu panoramarea, nu? Toți ați ales varianta C, 1 Corinteni 14. De altfel, nu cred că era prea greu, având în vedere că noi am făcut o retrospectivă mai acum câteva întrebări. A 27-a întrebare. Unde stă scris următorul text? Toți idolii vor pieri. A. Proverbe, B. Isaia, C. Ezechiel. Emanuel, ce variantă ai ales? Ezechiel. Varianta ce? Cristi? Isaia. Isaia. Marin? Ezechiel. Dan? Isaia. Și Amuza? Tot Isaia. Păi iar avem dificultăți în sensul că nu sunteți de aceeași opinie. Emanuel și Marin au ales varianta cu Ezechiel, ceilalți 3 varianta cu Isaia. Cine crede că a răspuns corect? Cristi, e sigur? Sau Ezechiel a fost marea nenorocire a acestei etape de concurs? E posibil. E posibil, nu? Păi e posibil pentru că Emanuel și Marin au răspuns greșit. Nu corect. Cristi, Dan și Amuza au răspuns corect. Isaia scrie acest text scurt. Toți idolii vor pieri. Mai avem 3 întrebări. Mare atenție! Ordinea corectă este Coloseni, Filipeni, Efeseni, B. Efeseni, Filipeni, Coloseni, C. Efeseni, Coloseni, Filipeni. Emanuel, care este ordinea corectă? Am pus varianta B. Varianta B. Efeseni, Filipeni, Coloseni, da? Da. Și Cristi zice la fel. Marin crede că Efeseni, Coloseni, Filipeni. Și Dan? La fel. La fel. Efeseni, Coloseni, Filipeni. Amuza, Efeseni, Filipeni, Coloseni. Cum zic italienii, 100%. 100%? 100%? Ebeo. Ebeu? Tu, Cristi, ești sigur că e ebeu? Da. Păi băieții ăștia doi, Marin și cu Dan, zic că e ceu. Efeseni, Coloseni, Filipeni.
100% este varianta B. Efeseni, Filipeni, Coloseni, nu? Da. Să mergem mai departe, pentru că mai avem două întrebări și câteva minute din emisiune. La aceasta, a 28-a întrebare, Emanuel, Cristi și Amuza au răspuns corect. Marin și Dan, stânga-dreapta, cu felicitările. A 29-a întrebare. Din ce materiale a fost zidit turnul Babel? A. Cărămidă cu mortar. B. Piatră cu smoală. C. Cărămidă cu smoală. Emanuel, ne arăți și nouă ce ai scris? Cărămidă cu smoală. Cristi? La fel. Smoală cu cărămidă. Tot. Marin, cărămidă cu smoală. Mală. Dan și Amuza, cărămidă cu smoală. Să facem cărămidă, să le ardem în foc. Și să se și cărămida le-a slujit și smoala le-a slujit. Toți ați răspuns corect. Acum știu eu să mai citim și a 30-a întrebare, că poate v-ați calificat toți și nu mai e cazul, nu? N-aș crede. N-ai crede, Marine? Cam câte puncte crezi că ai? Ai 21? Nu. Până. Zic eu, nu știu. N-am ținut-o. Poate că asta e decisiv. Și faci și tu ce n-a făcut Chira. Adică treci. Nu? I-am promis lui Cristinel că trec să fiu cu el. Dar... Deci tu ai acum două variante. Ori cu Chira, ori cu Cristinel. Și vrei să fii cu Cristinel? Eu aș vrea. Băneasa de Giurgiu. Toți din Băneasa de Giurgiu se uită acum la tine. Și adventiști și neadventiști. Spune-ne, Marin. Chiar dacă nu câștig, dar cel puțin... Am spus, nu la asta, am spus să fie o provocare pentru cei tineri și pentru cei. Cu siguranță. Asta am vrut tot timpul. Foarte bine. Un exemplu, uite, Emanuel e tânăr. Da. Chiar dacă avem foarte mulți tineri care stau... El, pentru că e pe poziție acolo, n-are... Da. A 30-a întrebare scurtă și răspunsul la fel. Din ce seminție făcea parte familia lui Samson? A. Iuda. B. Beniamin. C. Dan. Fiindcă mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Familie, din seminția lui Dan. Dan. Din seminția ta, Dan. De la Dan până la Berșeba. E, concursul s-a cam terminat. Cele 10-30 de întrebări s-au epuizat. Curioși? Emanuel, câte puncte ai realizat? Ai ținut cont? N-am ținut cont. Dar pe unde ești? Nu știu. Cristi? N-am ținut cont. Probabil 20. Ai sărit pârlează sau nu? Cred că da. Crezi că da. Marine, tu ce zici? Nu sunt sigur. N-am ținut. Ești cu Cristi sau cu Chira? V-am spus, aș fi vrut cu Cristi, dar dacă nu se poate, rămân cu Chira. Ce să... Da, Dane, tu ce zici? Pe 18, cred că. Auzi-o. Cam așa, 18-19. Păi ce fac și de la Greabă, de la Ziduri, de la Râmnic? Știi că Râmnic și toată zona aia, Speranța TV, distribuită oprinde, de TV Sat 2002. Da, o prinde. Da. Să uite la mine, asta e prima pentru prima oară. Ce să mai... Sigur. Amuza, ce zici? Că avem și cred că am 23 și dacă nu am făcut baremul, m-am foi. A, da? Da. Ați fost generos. Dar facem repede de două, trei întrebări. Da. Să auzim din regie cum stăm, ca să zic așa. Emanuel, 23 de puncte. Cristi, 22 de puncte. Emanuel, 23 de puncte. Cristi, 22 de puncte. Marin, 21 de puncte. Dan, 22 de puncte. Amuza, 24 de puncte. Ce ne facem? Emanuel, fericit? Da.
Cristi ți-a trecut glonțul pe la ureche. Am fost pe la limită. Da, lui Marin chiar că i-a perforat urechea. Dane? Eu am zis că am 18, n-am ținut cu sincer. Știi de ce mi-este? Că nu e o problemă pentru voi. Mie că Amuza trebuie să vină iar de la Milano, o să participe la următoarea etapă și trebuie să ține legătura să vedem când vine. Trimit clona. Da, la domnul din Milano se fac clone, da? Este tot să fac clone. Da? Și noi cum o să ne dăm seama că ești tu sau e clona ta? Păi alegem A, B, C și dacă ghiciți... Deja da. E legal, gata, cu clonele? Ești hâtru! Păi... Viață și sănătate.ro. Domnul Amuza vă oferă cartea. Mulțumesc. Mărturii despre sabat. Dane, mulțumesc. Și ție. Marine, te consolez cu Chira, ca să zic așa, și mulțumesc. Citiți împreună Sfânta Scriptură. Mulțumesc. Și veniți la anul neapărat. Vă promitem. Păi să vă țineți de cuvânt. Din partea Radio Vocea Speranței și Speranța TV, vă oferim acest breloc să vă lumineze viața noaptea. Da, din partea... și mașina. Sigur că, dar și mașina. Mulțumesc. O să o parcați în parcare. Da. În fața instituției noastre. Amuza, îți mulțumim că ai avut curajul și ai venit. Ne bucurăm pentru tine, pentru familia ta, pentru prietenii tăi și te așteptăm la etapa următoare. Da. Dane, mă bucur că de acolo, de la Râmnicu Sărat sau de unde te-ai căsătorit, iată că ai reușit. Mă bucur tare mult și te așteptăm în etapa următoare. Mulțumesc. Marine, povestea ta de viață m-a impresionat și cred că și pe telespectatorii noștri. Mai mult faptul că Dumnezeu, iată... Da, asta cel mai mult mă bucură. S-a descoperit și ai făcut legământ cu El. Dumnezeu să te binecuvinteze împreună cu familia ta. 3 copii și 4 nepoți. Da. Și soția. Și. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Cristi... Prahova, la limită, da? La limită. Mersi. Felicitări. Mulțumesc. Apreciem curajul tău și Dumnezeu să te binecuvinteze împreună cu familia ta și biserica din care faci parte. Mulțumesc. Vlăduț? Da. Mă bucur că ai fost cu noi. Apreciez efortul tău și în continuare Domnul să te binecuvinteze împreună cu familia ta. Amin. Și pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept să vă înscrieți pe cercetascriptura@speranța.tv.ro sau la 0741-137-090. Pentru că oricare dintre dumneavoastră, dacă aveți cel puțin 14 ani, puteți veni la unul dintre aceste pupitre și participa la emisiunea Cerceta Scripturile. Sunt Liviu Dumitrașcu și vă urez noapte bună!